Bună ziua, domnule primar. Focus Press vă mulțumește pentru ocazia de a vă lua acest interviu online. Bună ziua, vă spun și eu dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Stăm de vorbă cu primarul Comunei Valului Traian, Florin Mitroi. Domnule primar, prima întrebare este cum vă desfășurați activitatea în aceste zile, având în vedere pandemia și perioada aceasta grea prin care trecem cu toții? Cu o săptămână înainte de a se lua decizii la nivel național, am luat decizia să lucrăm 50% din personalul săptămână, 50% următoarea săptămână. Decizie care mi-a stat în putere atât mie cât și Consiliul Local, tocmai în ideea de a nu ne îmbolnăvi la o adică toți să avem cu cine lucra. Probabil săptămâna viitoare, spre Paște, voi lua decizia să lucrăm numai o persoană în birou, în fiecare birou, dar pentru a găsi soluții online de a rezolva problemele cetățenilor. Am sistat audiențele, iar în rest eu continui să trec prin localitate, continui să trec la lucrările unde se execută. Cred că vom depăși cu bine această situație. Dar bănuiesc că această diminuare a activității o săptămână cu o săptămână îi va afecta și din punct de vedere financiar pe angajați. Aș putea să vă spun că mai întâi de toate cei care au avut de luat concediu, am zis să ne luăm toți concediu pe anul trecut, să venim cu zilele de concediu la zi. Iar în rest, nu vreau să-i afecteze că nu este din vina lor și nu cred că îi va afecta. Am înțeles. Ați spus mai devreme că treceți prin localitate pe la lucrările aflate în desfășurare. Ce lucrări mai sunt acum în situația dată? Avem lucrări de asfaltare, care ele sunt câteva proiecte care se vor închide luna următoare, dar totodată mai avem proiecte care vor începe lunile următoare. Le dăm dispoziție de începerea lucrărilor pentru că am finalizat licitațiile la unele proiecte, modernizare trotuare și străzi, străzi care le facem de la zero. Avem încă două proiecte care vor începe în maxim două luni de zile. Adică lucrurile merg mai departe normal, dar am sesizat că ați făcut un apel către cetățeni. Ce să înțeleg? S-au înregistrat incidente? Nu stau oamenii acasă sau a fost doar prevenție? A fost doar prevenție. Pot să vă spun că cei care au venit și a trebuit să stea în izolare, chiar le mulțumesc pe această cale, au fost oameni de înțeles, n-am avut nicio problemă. Aș putea să vă spun că în primele săptămâni am stat pe un număr de 30-40, vârful a fost cam la 60 de oameni în izolare, iar de două zile a început să scadă, deci ne-am dus la 50. Oamenii ies deja din perioada de 14 zile. Încă o dată le mulțumesc pe această cale. Acolo unde a trebuit să intervenim la bătrâni, eu știu, la oameni care n-au avut posibilitatea să iasă la să-și facă piața sau n-au avut posibilitate de a-și face cu ce să-și facă, am venit în ajutorul lor cu două firme din Valu care au fost solidari cu noi și, bineînțeles, noi ca și Consiliul Local, eu ca primar, am făcut ceea ce am putut să facem pentru cetățeni. Vreun caz pozitiv la dumneavoastră în localitate? Nu am avut niciun caz și sperăm să nu avem niciun caz pozitiv. În afară de această problemă, am sesizat că primăria a început și acțiunea de strângere a câinilor comunitari, solicitată de mai mulți cetățeni. Dar, pe de altă parte, observ acum când a început această acțiune, au fost și oameni care nu au înțeles
și au încercat cumva să țină în loc activitatea. Ce s-a întâmplat? Dumneavoastră, oameni care n-au înțeles, oameni răutăcioși, aș putea să le spun, nici măcar altfel, e un cuvânt frumos pe care îl spun. S-a scris foarte mult sau ne-au făcut foarte multe adrese sau au scris pe Facebook, domnule, ne mușcă câinii, ne mănâncă câinii, avem câini în localitate. Lucru care, adevărat, așa au stat lucrurile. Și atunci am găsit soluții să aderăm la o societate, da, care este cea mai mare din țară. Câinii sunt duși la Giurgiu, la un depozit foarte, repet, la un adăpost foarte mare din țară. Și cine își dorește să-și ia câinele înapoi sau să adopte un câine cu drag, fără nicio problemă îl poate adopta. Ca drept dovadă, în Valu au fost o adopție. Adică i-au luat și au vrut să-și ia, dacă au fost câinii lor sau alți câini. Și iată că acești câini n-au fost dați nici către tăiere la chinezi, nici să-i omoare, nici... Deci sunt foarte bine în adăpost la Giurgiu. Consider că a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o și, bineînțeles, vom continua, pentru că nu este normal să fie câinii pe stradă și nu numai câinii, orice animale. Hai să dăm drumul la animale acum pe stradă și atunci ce va fi? O mare debandată în localitate. Continuăm negreșit cu adunarea acestor câini. Discutând cu colegii dumneavoastră primari, dumnealor s-au plâns că în această perioadă le va fi foarte, în următoarele luni, le va fi foarte greu pentru că banii se drămuiesc altfel acum, se duc spre alte lucruri, dezinfectare, mă rog, ce mai fac dumnealor, și au mai reclamat faptul că vor primi mai puțin bani de la buget, la Valu, lucrurile cum se văd. Acum este o situație la nivel național care eu cred că trebuie să o înțelegem cu toții, da? Că trebuie în primul rând să depășim această problemă, da? De sănătate în primul rând, și după aia vom vedea ce vom face. Deocamdată nu avem probleme de genul la Valu, încerc să gestionez așa cum trebuie lucrurile, așa cum le-am gestionat timp de 16 ani și nu am avut niciodată o problemă să intrăm în insolvență sau să intru de la un an la altul cu datorii. Exclus, vom găsi soluții, sper să găsesc soluții să dăm salariile, să achităm facturile curente, de, eu știu, curent, apă, toate cele și, bineînțeles, și lucrările care trebuie să le continuăm cu finanțările la proiectele acolo unde avem cofinanțare. Dar mai aveți curaj să începeți proiecte noi în afară de cele pe care le aveți acum în derulare și dacă da, care sunt acelea? Păi, am spus mai devreme, asfaltări în localitate și continuăm, bineînțeles, cu alimentarea cu gaze acolo unde s-au creat noi alei sau unde nu a fost la momentul ăla prins în proiectul mare de gaze. Eu zic că este prioritar pentru oamenii din localitate. În rest, avem cartierul de sus, cartierul nou, unde va începe Raja Constanța alimentare cu apă și canalizare. Am finalizat curentul electric. Vom începe la fel pentru curentul electric, iluminat, de fapt, acolo, dar repet, în funcție de, le prioritizăm în funcție de buget. Și că ne apropiem de final. Haideți să vă spun, nu au fost atât în perioada asta. Eu, da, în localitate, la 3 zile, încercăm să spălăm, să măturăm, să dăm cu clor, să dăm cu fel și fel de soluții ca să gestionăm cât putem noi mai bine, să eliminăm orice posibilitate de a avea o problemă în localitate vis-a-vis de acest virus. Și pentru că ne apropiem de final, v-ați gândit la oamenii care acum rămân fără locuri de muncă? Există vreo măsură socială sau vreo amânare la plata taxelor?
Nu știu, dumneavoastră trebuie să știți mai bine. Nu, noi o dăm, dar am văzut, guvernul a luat niște măsuri la momentul ăsta și, bineînțeles, în funcție de acolo unde se lovesc de problemele cetățenilor, eu consider că vor lua măsurile necesare încât să oamenii să nu fie foarte afectați. Da, m-am gândit, dacă vreți, la oamenii care rămân fără servici. Noi avem, de exemplu, gospodăria comunală, unde avem 40 de angajați, cu, bineînțeles, cu TESA, cu tot. Da, eu spun că avem de lucru în localitate, eu pot să angajez, pot să le dau salariile și le-am dat la zi, dar vă spun cu mare regret, pentru că îmi doresc și încerc să țin localitatea asta unde sunt un simplu cetățean ca și dumneavoastră și ceilalți cetățeni, să o țin curată, să o gestionăm frumos, dar din păcate sunt oameni răutăcioși, aș putea să le spun chiar nesimțiți, care le fac foarte multe adrese. Am încercat să prin Facebook, cu adrese acasă, cu aruncă gunoaie peste tot. Și atunci vrem să ne-am mutat în valul sau vrem să trăim în valul frumos și acolo unde avem o lucrare, de exemplu, ieri mi s-a întâmplat, scriem pe Facebook imediat sau anunțăm prieteni, domnule, știți, dacă nu vine să-mi facă trotuarul astăzi sau mâine, eu pun pe Facebook această poză. Și dacă o punem pe Facebook, ce? Oamenii în mare parte, sau eu zic 99% din localitate, știu, văd ceea ce eu cu echipa, bineînțeles, am făcut în localitate și facem. Dar eu consider că toți avem drepturi, dar și obligații. Adică a rămas acea problemă, ați mai reclamat-o dumneavoastră la un moment dat, cei care aruncă gunoaiele la întâmplare. Și iată acum cei care nu au răbdare să se ajungă în ritmul normal al lucrărilor și vor ei primi. Bineînțeles, azi, de exemplu, dimineața a venit cu poze și mi-a arătat cum arată liziera, ea fiind curățată acum o săptămână. Numai pungi, numai saci, numai de la cei care construiesc în cartierul nou de sus. Ceea ce este foarte urât. Dacă le dăm amenzi, vin și plâng, domnul primar, știți, nu se mai întâmplă, dar haideți să încercăm să fim civilizați. Este tot ceea ce îmi doresc, domnișoară. În regulă. La final, vă rog frumos să adresați un mesaj mai pozitiv către cetățeni, fără ceartă. I-aș certat, adineauri. Acum transmiteți-le ca de încheiere. Nu am certat și nu-mi permit să-i cer niciodată, dar acolo unde lucrurile așa stau, credeți-mă că trebuie să le spunem lucrurile pe față. Ce pot să le transmit? În primul rând le mulțumesc pentru că au înțeles atât apelul care a fost pe toate posturile de televizor. Având în vedere că se apropie sărbătorile pascale, vreau să le transmit un Paște fericit, sărbători fericite alături de cei dragi lor și să înțeleagă, să înțelegem în continuare că este un an în care trebuie să facem Paștele acolo unde suntem, cu cine suntem și să încercăm să evităm deplasările sau să primim musafiri. Sănătate și numai bine vă doresc. Domnule primar, vă mulțumim frumos. O zi frumoasă în continuare și să ne revedem cu bine. Vă mulțumim frumos. Rămâna și dumneavoastră la fel.